Cum ne-au spus? Nu, eu le-am ascuns. Dar cine le-a ascuns? Ei le-au încărcat, nu știu. Cine? Un om le-a încărcat singur. Păi nu, dar v-ați știut? Dar mi-au spus că încarcă țigări. Cum n-am știut? Acum? Nu știu. Și câte țigări? Pot să 40 de corobi și până. Și nu știați că nu puteți să treceți cu ele? Cum nu știam? Știam, cum nu știam. Și am trecut cu ele? Ei, am trecut. Unde am trecut dacă mă vedeți aici? Că dacă știu. Strec. Dar ați încercat să treceți cu ele? Chiar da, dar cum? Și v-am prins? Dar cum să nu mă prindă? Dar de ce le-au ascuns printre mere? Dar puneți le ascundă. Trebuia să-l lasă la vedere. Da? Duci și le încarc și vine la vedere. Unde vrea să le duceți? Unde? La Galați, unde? Să le vindeți? Aici le vând. El a zis să mă așteaptă la Galați, strec vama și mă așteaptă la Galați. Dar cine e băiatul ăsta? E un om. Cine? Eu nu știu cine, știu cine e. Păi nu-l cunoașteți? Ei, de unde să-l cunosc? Păi și cum va păsti găle dacă nu-l cunoaște? Ei, m-a întrebat dacă vreau. Îmi plătești 2000 de euro, dacă vreau, hai. Și unde urma să plătenesc el? Eu îți trag în piață și-l aștept în piață. În care piață? La Galați, mă, în care piață. Dar el e din Galați sau din Moldova? Ei, moldovan, de unde? Și-l știți mai de mult sau acum? Ei, îl știu mai de mult. De mult la piață, de la Galați, că am fost odată cu mieră și... Dar tu duci mere de obicei la piață, nu? Da. Și acum e prima dată când ai trecut cu țigări? Da. Cum te numești? Vania, cum? Cum? Vania? Da. Și mai cum? Cum și mai cum? Vania cum? Vania și mai cum? Auziac. Auziac, da? Și de unde sunteți? La Berceni. Și de mult faceți drumul ăsta? Nu mai este. De când veniți în piață în Galați? Ai, am fost odată. Și merele astea de unde le aduceți? Amelia-s de casă. Și trebuia să le vinzi aici? Da, puneți le vă. Dar cel care ți-a dat țigările, da, e român sau e din Republica Moldova? Ți-am spus că e moldovan, dar mă două oară mă întreb.